vreau să le urez antrenorilor multă sănătate, fericire, un Crăciun mai fericit, iubire și un an nou cât mai bun. Tot înainte de a începe ședința, vă rog să-ți spunem că trebuie să ținem un minut de reculegere în memoria regiului Mihai. Și domnul Federașcu și, și domnul Manolache care azi se știu. Deci 18 sunt. Deci ședința legală este constitutivă. Constitutivă, ce am spus. De la, și la ședință participă domnul primar Constitucional Mânta, primarul municipiului Ajut și domnul Cristea Crău de viceprimarul municipiului Ajut și doamna Sibișana, care se putea domnul Mărina Ajut. Deci, mai întâi, vom supune la vot procesul verbal al ședinței de amendare. Cine este amendată? Împotriva, abținere. Mulțumesc. La ordinea de zi aveam 13 proiecte, dintre care, proiecte de hotărâri, dintre care două au fost scoase de pe ordinea de zi, și anume proiectul de hotărâri de 6 și 10. Deci vom supune la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost reglat, în afară de cele două proiecte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Dau cuvântul domnului primar să vă citesc. Primul proiect al ordinii de zi este cel privind stabilirea impozitului și taxe locale pentru anul 2018. Articolul 1. Pentru anul 2018 se mențin impozitul și taxe locale aprobate în hotărârea Consiliului Local numărul 176 din 14 decembrie 2016 și aplicate în anul 2017 pe următoarele excepții. Impozitul pe teren, taxa pe teren prevăzută în anexa 1, capitolul 3, litera B și C se modifică după cum urmează. Impozitul pe teren și taxa pe teren. Calculul impozitului pe teren și taxa de teren, în cazul un teren amplasat în intravilan, înregistrat în registru agricol la categoria de folosință terenul cu construcții, impozitul sau taxa pe teren, se stabilește pe înmulțirea suprafeții terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, detaliat în acest proiectul de hotărâre. În cazul un teren amplasat în intravilan, înregistrat în registru agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenul cu construcții, impozitul sau taxa pe teren se stabilește prin mulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare pe bărbatul la litera D, iar acest rezultat se mulțește cu coeficientul corect corespunzător prevăzut la litera E. Impozitele la punctul B, impozitul pe mijloacele de transport, marfă, sumată totală, autorizată egală sau mai mare de 2 persoane, este prevăzut în anexă care aveți prezentată la vot. Iar articolul 2 acestui proiect de hotărâre, prezenta prevederile prezente hotărâri vor fi publicate de către Direcția Economică, Serviciul Impozite și Date Locale și vor fi publicate de instituții prefectului pentru controlul legalității și tuturor persoanelor interesate cu grija serviciului administrației publice locale. Da, mulțumim. Comisia? Da, comisia s-a întâlnit în data de 12 decembrie 2017, a participat și domnul Daria, care le-a dat informații și lămuriri privire la proiectul de hotărâre. Constatăm că proiectul de hotărâre este redactat cu respectarea legislației în vigoare. Noi, Comisia de Buget Finanțe, în anul 2018, vom fi foarte atenți cu privire la colectarea impozitului și taxelor locale, vom face analize periodice. Cei de la serviciul taxe impozite sunt funcționari care știu ceea ce au de făcut. Important este să colectăm aceste taxe și impozite, de aceea nici nu au mărit aceste taxe, au rămas la nivelul anilor precedenți, în ideea de a colecta aceste taxe și nu a crea probleme cetățenilor din municipiul. Mulțumesc! Deci, votul pentru. Da, mulțumesc! Discuții, dacă s-au. Deci, până... Domnul Dumnezeu,
Deci până la urmă eu am înțeles când a fost dezbaterea publică că aceste taxe care s-au mărit mai puțin, mă rog, cele două taxe care s-au mărit referitor la teren și la mijloace și auto, sunt, e o reglementare guvernamentală, nu? De cod fiscal. Deci nu aveam de ales treaba asta, nu? Deci, în cont de la punctul 2, legat de autoturismul cu masa mare 2 viitoare, n-am un bat rog. Puteam zice și băieți, dar e o demetare guvernamentală, că n-avem ce face. Am fost la nivelul stabil de ordonatorul. Nu, întrebarea era dacă taxele astea aveam posibilitatea să nu le mărim. Nu, au rămas la fel stabilită de Guvernul României. Deci, vorbesc de cele care s-au mărit. Pe care? Numai astea cum astea? Așa a fost de guvern. Deci nu le-am mărit deloc pe astea. Ne-am învățat la nivelul stabil de hotărâre. Puteam să le mărim. Puteam să le mărim, dar nu le-am mărit. Deci ne-am prezentat în forma asta. Deci, în hotărâri, sunt trecute două taxe care sunt mărite față de 2000... Da, așa au fost stabilite prin de guvern și nu avem obligația să scădem sub prevederile guvernamentale. Deci există o reglementare cu oamenii ăștia. Da, da, da. Și chiar dacă puteam, mergi peste hotărârea guvernamentală. Aveam dreptul să mărim. Dar nu l-am mărit și am înțeles la nivelul... Am mers la mine. Deci mai mult, mai puțin de atâta... Mai puțin de atâta, dar nu puteam să mărim. Deci îi trebuia un minim, care s-a venit cu hotărârea de guvern. Clar. Ok. Mulțumim. Dacă mai sunt discuții... Domnul Matei. Dacă ne poate spune un reprezentant de la taxe și impozite, care a fost gradul de colectare în 2017? S-a atins sau nu s-a atins? Când ne-ați spus aici că au rămas la nivelul anului 2017, dar cât am colectat în 2017? Da, în momentul de față, deci la data actuală, gradul de colectare impozitelor pentru anul 2017 este de aproximativ 90%. 90% din ce? 90% din total, din care s-au scăzut firmele în faliment și cele în litigiu. Deci, ținând cont de aceste scăderi, de aceste firme, nu le putem lega. Deci, nu putem să intervenim, nu putem face executare, nimic. Deci, scăzând aceste sume de care le datorează firmele din, care sunt în procedura de... Se atinge 90%. Aproximativ. Foarte bine. Nu spui nici nu niște date. Deci ceva mai concret va fi în luna ianuarie, vom vedea. Da. Deci după ce se închide anul. Mulțumesc, atât. Mulțumim, dacă mă doresc ceva. Atunci, se pune înapoi proiectul de hotărâre, așa cum a fost de data asta. Cine este acolo? Împotrivă, facție. Mulțumim, a devenit hotărârea numărul? 195. Următorul proiect de hotărâre de articole. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului general al unității administrative teritoriale a municipiului Atrebeni anul 2017, care funcționează la fața de venituri 61.990.10.000 lei, iar la fața de cheltuieli 64.120.000 lei, conform anexului 1. Articolul 2. Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole al municipiului Atrebeni anul 2017, care funcționează 36.983.5.000 lei, din care pentru secțiunea de funcționare 34.999.20.000 lei, iar pentru dezvoltare 2073.95 lei, conform anexii 2. Articolul 3. Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la cheltuieli pe capitolul, subcapitolul și paragrafe pentru anul 2017, care funcționează 39.118.5 lei, din care pentru secțiunea de funcționare 34.909.20.000 lei, iar pentru dezvoltare 4.028.95 lei, conform anexii 3. Articolul 4. Anexele 1, 3, fac parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 5, primarul, prin aparatul de specialitate, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre și articolul 6, prezenta hotărâre se va comunica tuturor persoanelor interesate, inclusiv instituției prefectului pentru controlul legalității. Mulțumesc. Comisia, vă rog. Comisia a controlat data de 12 decembrie, la ședința fașura doamna Cușca și Mihai, era director economic. Ultima lună a anului este o lună care solicită acest serviciu. Sunt multe rectificări, sunt multe suplimentări la
bugetul local. Noi am avizat cu 5 voturi pentru proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Da, mulțumim. Discuții dacă să ai? Vă rog, domnule. Da, aș vrea, nu referitor la bugetul pe 2017, referitor la bugetul pe 2018. Când se întocmește? Bugetul pe 2018. Nu, deocamdată nu. Bugetul pe 2018 este dezbatere parlamentară și întâlnim voturi finale în Parlament. După asta se comunică lucrurile când sunt foarte multe amendamente. Nu, nu e fața finală. Urmând, suntem practică și nouă. La fi dezbatere publică. Avem dezbatere publică, vă rugem, sigur, că nu am procedură. Dacă mai dorește cineva, mulțumesc. Atunci și supunem la voi proiectul de hotărâre. Ce este pentru? Împotrivă? Ține? Mulțumesc. A devenit hotărârea 196. Articolul 1, la următor proiect de hotărâre, privind decontarea navetei, articolul 1. Se aprobă decontarea sumei de 580 de lei pentru școala gimnazială Andreea Gheorghiu, reprezentând navetă personal didactic, aferentă lunilor septembrie și octombrie 2017. Articolul 2. Se aprobă decontarea sumei de 6785 pentru școala gimnazială Principele Radu, reprezentând navetă personal didactic, aferent lunilor septembrie, octombrie și noiembrie. Se aprobă decontarea sumei din 1373 pentru școala gimnazială Mihai Valmencea, reprezentând navetă personal didactic aferente lunii noiembrie 2017, articolul 4. Se aprobă decontarea sumei din 1629 pentru școala gimnazială Mareșala Ferescu, reprezentând navetă personal didactic aferente lunii noiembrie 2017 și articolul 5. Primarul prin aparatul specializat vor asigura atunci pentru care prezent de hotărâri care se va publica și comunica conform instrucțiilor legale. Dați-mi voi înainte de a trece la raportul de specialitate să fac o completare a acestui hotărâri prin faptul cu cele două licee, mă refer la Colegiul Național Emil Bota și la Colegiul Tehnic Gheorghe Balciu, au întârziat cu documentele, fiind ultima lună, solicit prinderea pe ordine de zi, banii sunt prinși deja în exercițiul bugetar. De liceu, Colegiul Național Emil Bota, fiind cu rectificare sau cu decontare în avetii pentru luna octombrie, în sumă de 4.090 de lei, iar pentru luna noiembrie, în sumă de 3.087 lei. Iar Colegiul Tehnic Gheorghe Balci, vin cu decontarea pe luna noiembrie, în sumă de exactă de 3.242 de lei. Deci, aș vrea să fie prinsă aceste sume în proiectul de hotărâre, pentru că în turma și este necesar să plătească naveta pentru personalul didactic care fac naveta la colegii respectivi, la cele două. Comisia, vă rog. Da, comisia s-a întrunit și noi am sesizat că sunt două instituții de învățământ care au întârziat. Domnul consilier Nichifă Florin a intervenit. Am specificat și în proces verbal că începând cu 1 ianuarie 2018 nu vom afiza niciun proiect de hotărâre care nu respectă prevederile legale. După discuțiile avute în comisie, am verificat documentația depusă și am constatat că sunt o serie de procese verbale care nu sunt semnate de consilierii locali, de reprezentantul primarului. Deci avertizez directorul de școli și cei care conduc serviciul financiar contabil că nu vom aviza niciun proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrului de date și dacă nu se respectă prevederile legale. Domnul primar a fost foarte atent, a fost deschis și a acceptat să facă plățile și să deconteze naveta cadrului de date. Consilierii locali, la fel, suntem de acord, dar vrem și din partea conducerilor de școli să se respecte prevederile legale și să fim tratați așa cum îi tratăm și noi, cu respect și să nu avem probleme, eu știu, în perioada următoare. Mulțumesc mult! Da, mulțumesc! Vă rog să supunem la discuții, dacă sunt. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre, așa cum a fost interpretat. Este pentru, împotrivă, abțineri, a devenit hotărârea la 1990. Cu amendamentele... Cu amendamentele care le-a spus. Următorul proiect de hotărâre, articolul 1. Se transformă funcția contractuală de execuție de asistent medical din cadrul Serviciului Local de Asistență Socială, Centrul pentru Persoane de Vârstă a 3-a, 4-a, domnul Tomiță Florin.
se transformă în asistent medical principal, anexa numărul 1. Articolul 2. Se transformă funcția contractuală de execuție de muncitor 2 din cadrul serviciului public administrare și îndeținerii construcții, instalații proprietate a domeniului public, ocupată de domnul Artemi Vasile, funcție ce se transformă în muncitor 1, anexa numărul 1. Articolul 3. Se transformă funcția contractuală de execuție muncitor 2 de la același serviciu, ocupată de domnul primul Ioan, în muncitor 1, anexa numărul 1. Articolul 4. Se transformă funcția contractuală de execuție inspector de specialitate 2 din cadrul biroului agricol aparatului de specialitate al primarului, ocupată de domnul Sereda Ioan Constantin, în funcție de inspector de specialitate 1, anexa 1. Articolul 5. Se transformă funcția contractuală de execuție referent 2 de la Serviciul Administrației Publică Locală aparatul de specialitate, ocupată de doamna Șanu Alexandra Constanța, în funcția de referent 1, anexa numărul 1. Se transformă funcția contractuală de execuție de psiholog specialist în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, Centrul de Asistență și Recuperare a Tânărilor Handicap, din subordinea Consiliului Local, ocupată de doamna Olgaru Liliana Mihaela, în funcția de psiholog principal, anexa 1. Articolul 7. Se transformă funcția contractuală de execuție de asistent social specialist de la Serviciul Public Local de Asistență Socială, Centrul de Persoane pentru Persoane de Vârstă a Treia, ocupată de doamna Liliana Iordache, în asistent social principal, anexa 1. Articolul 8. Se transformă funcția contractuală de execuție de logoped de la Serviciul Public de Asistență Socială, Centrul de Asistență și Recuperare a Tinerilor cu Handicap Adult, ocupată de doamna Adam Mariana, în funcția de logoped principal anexa 1. Articolul 9. Se transformă funcția contractuală de execuție de educator în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, Centrul de Asistență și Recuperare a Tinerilor cu Handicap, ocupată de domnul Abaza Florin Ștefan, în funcția de educator principal. Articolul 10. Se transformă funcția contractuală de execuție de animator socio-educativ de la Serviciul Local de Asistență Socială, Centrul pentru Persoane de Vârstă a Treia, ocupată de doamna Vicleanu Daniela, animator socio-educativ principal. Articolul 11. Se transformă funcția contractuală de execuție de educator în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, Centrul de Asistență și Recuperare a Tinerilor cu Handicap al Jud, ocupată de doamna Alexe Bonăvoie, în funcția de educator principal anexa 1. Și articolul 12, prezent auzărâre, va fi dus la îndeplinire compartimentul organizării de resurse umane și adus la conștiința tuturor cei îndepletiți de servicii și facultate de publică locală. Da, mulțumim. Comisia juridică. Deci, Comisia juridică a vizat proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. Da, mulțumim. Discuții, dacă sunt? Dacă nu supărăm la vot proiectul de hotărâre, așa cum se referă. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Da, mulțumesc. Articolul 1, următorul proiect de hotărâre, se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor din subordinea Consiliului Local al Jud, prezentat în anexa 1 la prezenta hotărâre, care conține 89 de posturi ocupate, 18 posturi vacante, 8 posturi rezervate promovări în grad imediat superior, 5 posturi rezervate pentru promovare pe funcție publică de conducere, 13 posturi rezervate pentru recrutare. Articolul 2. Prezenta hotărâre este actul în baza căruia se asigură numărul maxim al funcțiilor publice rezervate promovării funcționarilor publici, numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare, numărul maxim al funcțiilor publice pe fiecare clasă, categorie și pe grade profesională, numărul maxim al funcțiilor publice de conducere a aparatului de specialitate al primarului și al serviciilor publice, subordonat de Consiliul Local al Municipiului Atât pentru anul 2018, numărul organizării la nivelul Municipiului Atât. Articolul 3. Comunicarea prezentă tuturor celor îndepărțiți va fi realizată în serviciul administrației locală și dusă la neferire de serviciul de compartiment organizare de Comisia Comisia Vizează Proiectul de Hotărâre cu 5 voturi pentru. Discuții la lăsat? Vă rog să punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc, am devenit proiectul de hotărâre numărul 2. Articolul 1 la următorul proiect se mandatează doamna economist Pătaru Cerațel, la fiica lui Mihai și Maria Năsturcă în Arșut, domnitează în Arșut, dar la Bogozic de Turancia, ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arșut, în urmă de conducere a 10 a Bogozic de. Articolul 2. Mandatul oponat doamna economist Pătaru Cerațel la o durată de 2 ani, respectiv pentru perioada 1 ianuarie 2018, 3 decembrie 2019. Articolul 3. Se acordă mandatul de mandat ce se va încheia în Consiliul Local al Municipiului Arșut, și doamna economist Pătaru Cerațel în calitate de reprezentant în organ de conducere al țării a putem, așa cum este prezentat în anexa numărul 1, ce va fi parte de reprezentantul de hotărâre. Și articolul 4, prezenta hotărâre,
se va comunica instituții prefectului pentru controlul calității, oficiul de cifre comentă pentru Tribunalul Lancea pentru efectuarea măsurilor necesare, precum și părțile interesate de diminuarea serviciilor de administrație publică locală. La mulțumesc. Comisia, domnul Stanciu. Comisia juridică avizează proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. La mulțumesc, discuție. Da, eu vreau să fac un comentar. Vreau să o felicit pe doamne cu amicelația la spătare de activitatea pe ani, cei doi ani pe care a avut în funcție până acum. Și relația pe care a avut-o Consiliul Local cu primăria este una, să nu spun excelentă, este una foarte bună. Și sper ca pe viitor, la fel cum devotamentul care a dat dovadă la această societate, să-și menține echilibru și, și nivelul la care am lucrat. Și sunt bunătățim activitatea pentru că există loc de mai bine. Eu o felicit și sper să avem o colaborare foarte bună cu modul și mai. Supun spre aprobare proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Așa sunt împotriva abținerii. Deci a devenit hotărârea numărul 200. Articolul următor proiect de hotărâre se aprobă modificarea statului de funcție al spitalului municipal după cum urmează. Le aveți prezentat în hotărâre. Am să trec la articolul 2. Statul de funcție al spitalului ajut complet este prezentat în anexa 1 a prezentului hotărâri și articolul 3 prezent al hotărârii va fi publicat tuturor celor interesați și instituții de prefectul pentru controlul legalității. Deci sunt foarte multe transformări de medic rezident și vorba de infirmieri, de muncitori și de un economist. Comisia, vă rog, domnul Dărbici. 5 voturi pentru. Mulțumesc. Domnul Stanciu. Da, și Comisia Juridică avizează proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. Da, mulțumesc. Discuții de apăsat. Da, mulțumesc. Vă rog să punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da, mulțumesc. A devenit hotărârea numărul 201. Articolul următor proiect de hotărâre se aprobă încheierea contractului de comodat de primăria municipiului Arjut și societatea comercială utilități publice municipale Arjut SRL privind suprafața 34.934 metri pătrați situată în extravilanta la 66 partea 4.43 ce aparține domeniul privat al municipiului Arjut de Sublancea pentru umplerea excavației aflate pe acest teren cu deșeuri inerte rezultate din construcții și demolări pentru aducerea la stare inițială conform modelului de contract anexa numărul 1 care face parte integral din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se desemnează primarul ca pe aparatul de specialitate să asigure aducerea în împlinirea prezentei hotărâri și articolul 3. Prezenta hotărâri se comunică instituții prefectul pentru controlul legalității prin legea serviciilor de interes public. Da, mulțumesc. Comisia, domnul Bejar. Comisia pentru administrarea domeniului public și privat avizează proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Discuții la presență. Domnul Mintică, vă rog. Aș vrea să se delege din partea aparatului de specialitate a primarului o persoană, sau mă rog, cineva de acolo, care să verifice urmărirea acestui contract. Știm foarte bine de ce, nu? Da, deci vă informez că deja este delegat, este doamna Ghilene Nachi, care este cu ochii cam antă dumneavoastră pentru activitatea folosului, mai ales că avem la bază și o adresă de la Agenția de Mediu. Păi tocmai de aia, pentru a respecta exact instituția acolo. Deci acum îi facem și mai responsabil cu acest comodat, pentru că până acum, fiind domeniul public, responsabil la Consiliul Local, în aparatul de specialitate. Și toate consecințele și condamnă toate amenințele cu noi, ei făcându-și treaba în legalitate. Deci doamna Ghilene, fiți sigur că este permanent acolo și informează tot ce este informat. Dacă mai sunt discuții, mulțumesc. Atunci supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost. Da, mai vreau să fac totuși o completare înainte pentru domnul inginer. Deci acest comodat este și o sursă pentru această societate din zborirea Consiliului Local, pentru că pe această ravenă de excavație, avem două societăți colaboratoare, este vorba de Somacu și de Blancar, care contra cost de data aceasta poate lucra acolo și atunci se încarcă veniturile societății guvernețele de Arjut, putând să asiguri față și ce avem prin simpătate cu comodatele. Dar tot la fel, sub ochii atenți a inspectorului de mediu la aparatul de cercetare. Domnul Cicătăr. Eu aș mai avea o altă completare față de proiectul său de hotărâre, să verifice aparatul specialitatea domnului primar prin juriști, dacă există contract de comodat între două persoane juridice, între un OAT și, o societate răspundere limitată. Din câte știu eu, nu există contract de comodat.
Și aș vrea, dacă sunteți de acord, din caz dacă nu este posibil să înscrim la finanțe acel contract de comodat, chiar dacă este valor zero, să-i schimbăm denumirea cumva în administrare, să fie contract de administrare, ca să nu mai revenim încă o dată cu proiectul de hotărâre. Dacă este legal, lăsăm contract de comodat. Dacă nu este legal, să se denumească contract de administrare. Doar denumirea, în schimb, să fie exact aceleași... Ba da, au făcut și dumneavoastră spun că este legal. Totuși, s-ar putea să avem surprize. Păi dacă e legal, nu e legal. Păi depinde cum pleacă proiectul la prefectură. Dacă pleacă pe contract de comodat sau pleacă pe contract de administrare. Să ne hotărâm. Nu se încheie contractul, dar am avut prefecturii legalitatea. Legalitatea se încheie contractul de comodat și de entități frici. Cine este pentru? Spuneți la votările proiectul să fie aprobat. Cine este pentru? Mulțumesc pentru obligație. A devenit votarea numărul 202. Articolul 1 următorul proiect de hotărâre se aprobă studiul de oportunitate privind aprobarea vânzării terenului suprafață de 1715 metri pătrați aferent construcțiilor situate în adjunct strada George Mercu, numărul 9, dar 973, parțiala 479, înscris în cartea funcțională cu numărul 51.680 a municipiului adjunct, ce aparține domeniul privat al municipiului adjunct, parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă vânzarea terenului suprafață de 1715 metri pătrați, aferent construcțiilor situate la adjunct strada George Enescu, proprietate privată a municipiului Arjut. În procedura de vânzare, proprietarul constructorilor a un drept de pensiune ca privilegiu asupra terenului, în conformitate cu hotărârea articolului 123, alineatul 3 și alineatul 4 din legea 25/2001, republicată cu modificări hotărârii ulterioare. Articolul 3. Proiectul de vânzare a terenului a fost aprobat și însușit de Consiliul Local, respectiv de 9.000 euro pe metru pătrat, valoarea totală fiind de 32.585 euro, sumă ce va fi achitată în lei la cursul BNR de ziua plății. Articolul 4. Contractul de vânzare cu barare se va încheia în forma autentică la biroul notarului public, taxele aferente urmând a fi votate de cumpărător. Cumpărătorul poate achita prețul terenului în rate în următoarele condiții. Se va achita un avans de 5% la data semnării contractului de vânzare cu barare, urmând ca restul sumei să se achite în termen de 36 lunare, rate lunare consecutive. Se va percepe dobândă egală cu dobânda de referință a Băncii Naționale Române pentru perioada respectivă, neplata a două rate consecutive atrage anularea entitației și a contractului de vânzare cu barare cu revenirea bonului la vânzător, neplata la data scadentă atrage calculare de penalități. În cadrul vânzărilor în rate nu se acordă termen de grație, termenul de plată a ratelor lunare va fi lucrătoarea fiecărei luni. Înscrie în cartea funcțională a mobilului a dreptului de ipotecă a municipiului Arjut, conform prevederilor hotărârii Consiliului Local numărul 59 din 27/2007, prin modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 86 din 26/2005, privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor pentru vânzarea activității publice a bunurilor mobile, terenul și construcții, aparținând domeniul privat al municipiului. Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare cumpărare, în cazul în care subordonatul nu își exprimă dreptul de pensiune la cumpărarea terenului, în termenul stabilit, vânzarea terenului se va face în condițiile prevăzute la alineatul 1 și al 2, articolul 120 din legea administrației publice locale, republicată. Ce împuternește primarul cu determinarea actului de transfer a dreptului de proprietate. Articolul 5. Prezentul teren nu face obiectul celor de procedare. Articolul 6. În legențe patrimoniale se va opera corespunzător. Și articolul 7. Prezentul hotărârii va fi să înceapă și prefectului pentru controlul legalității. Dar mulțumim. Raportul Comisiei de Urbanism. Comisia avizează proiectul de hotărâre cu ce înfăcut. Dar mulțumim. Discuții dacă sunt. Dacă nu supunem, o supunem spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Dar mulțumesc că a devenit hotărârea la 203. Articolul 1 la următorul proiect se aprobă studiul de oportunitate privind aprobarea vânzării terenului suprafață de 19 metri pătrați, teren aferent construcție situate în adjunct strada Tudor Ion Mirescu, zona blocurilor 29-31, aparținând domeniului privat al municipiului Arjut, conform anexului 1. Articolul 2. Se aprobă vânzarea terenului suprafață de 19 metri pătrați, aferent construcție situate pe strada Tudor Ion Mirescu, aparținând domeniului privat al municipiului Arjut, pe care este edificată o construcție cu rezidență de garaj.
proprietarul construcției unei modele de minciuni ca privilegiu. Proprietarii, articolul 3, prețul de vânzare a terenului se cer ca prin, prin raporturile evaluate promite în valoare externă autorizat membru al NEVAR și instrucțiile Consiliului Local Municipiul Ajut, respectiv 31,61 euro pe metru pătrat, valoarea totală este de 61 euro, sumă ce va achitată la costul de de ziua plății. Articolul 4. Contractul de vânzare părare se va încheia în forma autentică la biroul notarului public. Taxele aferente urmând a fi subordonate de cumpărător, toate obligațiile reciproce se vor materializa în contractul de vânzare părare. Cumpărătorul poate achita prețul terenului în rate modale condiții pe care le-am prezentat la anterior la acela proiect de hotărâre. Articolul 5. Prezentul terenului face obiectul celor de proprietare. Articolul 6. În evidențele patrimoniale se va opera corespunzător și articolul 7. Prezentul hotărâre se va comunica instituției prefectului și tot persoanele interesate. Mulțumim. Comisia de urbanism deja. Comisia vizează proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru, cu propunerea ca prețul de vânzare să pornească la 32 de euro pentru pătrat. Da, mulțumim. Discuții dacă sunt. Am eu o propunere, fiind o sumă foarte micuță, luată 91 metri pătrați, aș propune că această vânzare sunt să facă în rate, deci integral, la, pentru că suma este de 600 de euro. Deci o sumă foarte micuță și nu se justifică a face o plată în rate în o perioadă trecută. E o părere mea, dumneavoastră. Nu știu cine este persoana în cauză, chiar în timpul. Vă rog să supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost pe numele la. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Acum vă rog să supunem proiectul de hotărâre cu amendamente de comisie. Că la articolul. Deci am modificat un articol. Deci care e articolul? Articolul 2. Se aprobă mutarea terenului suprafață de 18 metri pătrați, aferent construcției situate în ajuns ale Republicii, aparținând domeniul privat al municipiului Ajut, pe care este edificată o construcție cu destinația de garaj. Proprietarul construcției are modelele preemțiunii ca privilegiu. Articolul 3. Prețul de vânzare a terenului este cel stabilit în raportul evaluat în domeniul un evaluator extern autorizat, și anume 31,61 euro pe metru pătrat, valoarea totală este de 569 de euro, suma ce va fi achitată în lei la cursul euro-BNR din ziua plății. Articolul 4. Contractul de vânzare cu valoare se va încheia în forma autentică la biroul notarului public. Taxele aferente urmând a fi votate în cumpărător. Cumpărătorul poate achita prețul terenului în rate în următoarele condiții, la fel ca cele aceleași hotărâri. Articolul 5. Prezentul terenul face obiectul celor de reprocedare conform legilor 10 și a legilor fondului funciar. Articolul 6.
În evidențele patrimoniale se va opera corespunzător vizarea terenului și articolul 6 prezintă hotărâre se va comunica instituției prefectului pentru controlul legalității. Da, mulțumesc. Domnul Bejan, comisia aderează proiectul de hotărâre de urgență pentru, la fel ca proiectul precedent, cu 30.000 de euro. Da, mulțumesc. Discuții la acestea? Da, la fel, am aceeași propunere, tot cu cumpărarea, nu rate, cumpărarea integrală, pentru că sunt mai chipate pentru ce aici. Da. Supunem la vot proiect de hotărâre așa cum a fost redactat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da. Deci avem 17 voturi pentru abțineri. Împotrivă. 17 împotrivă. 17 împotrivă și o abținere. Da. Da, mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei. Cine este pentru? Capitolul cu prețul. 32 de euro. Da. Împotrivă, abținere. Deci, o abținere, domnul Nichipă. Nu, împotrivă. Împotrivă. Da. Deci cu 17 voturi pentru și cu unul împotrivă, revine hotărârea numărul 205. Și cu prețul. Deci cu amendamentul la primar devine hotărârea numărul 205. Punem la vot amendamentul și după aceea să punem la vot. Vă rog să punem la vot amendamentul la primar. Cine este pentru? Împotrivă? Deci supunem la vot proiect de hotărâre cu modificări. Cu modificări. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Deci cu 17 voturi pentru și o abținere din hotărârea 205. Împotrivă? Împotrivă? Da. La capitolul diverse avem trei chestiuni care sunt din partea primăriei pe care vi le-o prezentați, nu ca dumneavoastră să spune părere. Deci, o solicitare din partea domnișoare Măscuța Alina Georgiana, elevul la Colegiul Național Emil Bota, clasa 10-a, care solicită un ajutor financiar pentru concursul și festivale de canto popular, făcând parte într-o asociație. Am analizat, am dat vorbă cu comisia la școală, într-adevăr, că este o elevă foarte bună și la învățătură. Deci, discutăm cu directorul economic, conform unei hotărâri anterioare a Consiliului Local, am considerat că este necesar să alocăm suma de 500 de lei pentru această elevă, ca și sprijin financiar. Dacă sunteți de acord, deci banii vor fi dați în dispoziție, pentru că avem un regulament de atribuire a acestor bani. Sunteți de acord cu suma de 500 de lei pentru eleva, dar ce o votă? Mai avem o propunere, da. Ne-am discutat la Comisia Economică de acest aspect. Ea face, această domnișoară, într-adevăr, este talentată, rezultate deosebite și la învățătură, este din ajut, în schimb face parte dintr-o asociație din județul Bacău, care reprezintă acea asociație. La comisie am stabilit dacă putem sunteți de acord să-i dăm această sumă personal, nu asociații. Nu personal, deci nu asociații respectiv și asociația să-i dea cât vrea acestei fete să folosească într-adevăr din bănuți în totalitate, că și așa suma este destul de mică pentru a reprezenta liceu, orașul, nu a reprezenta pe banii Consiliului Local al Județului, o asociație din afara județului, în afara faptului, e și un talent a orașului care noi merită să-l sprijinim în totalitate. Deci banii vor fi dat nominal. Domnul Catan. Dar noi în Comisia Buget am analizat mai multe solicitări. Dar trebuie să avem în vedere că orașul Ajut este reprezentat de valori. Susținem valorile, dar în momentul când o elevă merge și reprezintă o asociație, sunt foarte multe asociații și fundații. Noi vorbim de fenomenul de căpușoare în economie. Dar începând și în domeniul cultural să apară acest fenomen. Am plăcerea de a avea consiliere, colegi, profesori, care sunt implicați în proiecte culturale. Știu ce efort financiar facem, ce efort organizatoric facem și nu e corect să dăm sume de bani pentru ca un elev, de exemplu, să concureze pentru o altă formulă de organizare, eu știu, fundație, asociație și așa mai departe. Deci ei trebuie să reprezinte UAT-ul respectiv
Noi trebuie să avem cunoștință de regulamentul de organizare și funcționare a acestui festival. Ce se întâmplă la aceste festivaluri? Se încasează sumă. Elevul respectiv, dacă vrea să concureze, cotizează 500-200, depinde de regulament. Deci, noi organizăm în ajuns festivaluri de interpretare, creații, pentru elevi de la grădiniță până la cei de liceu. Domnul profesor, doctor Dogaru, poate să confirme. Noi nu casăm sume pentru participarea la festival. Toate aceste festivaluri sunt înscrise la agenda Ministerului Învățământului. Toate sunt organizate în parteneriat. Deci avem parteneriate încheiate cu inspectoratul școlar, cu cei care conduc instituțiile de învățământ. Sunt niște reguli care trebuie respectate. Eu sunt de acord să sprijinim talentele, dar nu în această formulă. În această vară, domnul vice și domnul primar știe foarte bine că au venit foarte multe fundații și asociații care au vrut să organizeze în ajut festivalul. Deci noi avem festivalul Fiorului Copilării, ei au vrut să organizeze un festival asemănător. Avem festivalul de tradiții, de la colegiul dumneavoastră. De asemenea, alte fundații au vrut să organizeze în această perioadă festivalul de tradiții. Părerea mea este să sprijinim pe cei locali, talentele locale, și cei care vor din afară să vină în condițiile de aici, să închirieze, să vină cu buget de finanțare a evenimentului respectiv și suntem deschiși, putem colabora, nu avem nimic împotrivă. Deci noi am dorit, deci când se solicită o sumă, să ni se spună la ce festival participă, să vină cu regulamentul de organizare și funcționare, să vedem și defalcarea cheltuielor. Pentru ce cheltuim? Pentru de cont cazare, de cont deplasare, de cont plătit taxă la festival și așa mai departe. Doamna director economic este aici. Ea este pusă într-o situație delicată. Când vine curtea de conturi, te întreabă pentru fiecare sumă cheltuită în parte pentru ce ai solicitat suma respectivă. Mulțumesc. Sper că am fost înțeles. Da, completare, poate cerea de la domnul director, rămâne să decideți. Deci eu am făcut o propunere care totuși am un semn de întrebare acum, cum explicați lucrurile foarte corect, domnul director Catan, care este în măsură să, și ne-a explicat foarte corect, ce implicații de poate avea și asta acolo. Nu spun. Eu sunt un actor financiar care va presta un... Iată, în ce am văzut-o eu, că a venit cu mama dumneai, de fapt, mai maică, am văzut-o, pare o femeie săracă. Deci, probabil, pentru ținute, pentru vreații cumpere, nu? Acum, final de an, normal să-i acordăm. Final de an și, dar... Da, este un semn de întrebare, totuși... Pentru viitor. Pentru viitor e bună, da. Chestia. Domnul Ventilă. Deci, da, fata asta mai avea o variantă să aleagă să se înscrie în alte organizații sau să reprezinte pe altceva? Ea mă gândesc că face parte din zona Bereșul, într-un... Da, probabil sunt varianta asta cu asociația asta, dar fiind trăind în ajut și locuind aici... Nu, aici nu cred. N-am auzit de cuțile și solicitarea a fost în fața părinților ca mi s-a părut foarte necăziți. Și am încercat de asta, am fi plăcut cererea. Mai ales că se dăm, să-i dăm nominal ei. Domnul profesor Dogaru este și profesorul dumneavoastră. Nu se vrea nimeni să nu primească. Ideea este următoarea, după cum a insistat domnul director, într-o manieră pertinentă. Să fie documente justificative, astfel încât, în momentul în care se va realiza un control, da, să avem acoperire asupra sumei pe care Consiliul local. Acordat. Este într-adevăr nevoie să promovăm valorile și tot respectul pentru ceea ce s-a făcut până în prezent. Aceasta este lucrul. Da, mai fi o propunere ca acești bani, în momentul când se alocă la Consiliul Local, să fie dat prin Consiliul de Administrație, unde avem și noi reprezentanți, în prezența directorului și a Consiliului de Administrație al Colegiului Național, în prezența elevilor respectivi, cu destinația clară pentru a folosi numai propriu. Exact. Da. La diverse, dacă mai avem un cu amendamentul de a fi dați bani în fața Consiliului de Administrație al Colegiului Național. Bine, vă rog să punem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri. La diverse, dacă mai avem. Da, mai sunt două cereri. Este vorba de un fost consilier. Nu are importanță ce culoare politică. Este domnul Radu Dumitru.
care solicită un sprijin financiar, vreau să vă spun că este în situații delicate, este pensionar, îl știți foarte bine, el are în fața Partidului Național Liberal, nu are importanță cu orată la situație de acolo, este în situație disperată, este diagnosticat cu cancer și la mai multe organe și nu a rămas fără niciun fel de venit. Propunerea noastră, numai discuție cu directorul economic, am considerat că 2000 de lei, chiar dacă suntem într-o situație de criză, nu e un capăt de țară pentru noi și propun alocarea sumei de 2000 de lei, are toate documentele medicale în spate și e un sprijin, nu deosebit de bani, dar este o bucurie pentru dumneavoastră. Dar sunt de acord. Da, are 66 de ani pensionar. Nu vreau să citesc mai departe. Vreau să spunem la vot, cine este pentru. Potrivă? Ultima problemă care vreau să o pun în discuție din punctul meu de vedere este excluderea pe ordinea de zi a rețelei școlare, care trebuie, știți foarte bine, aprobat în Consiliul Local. Acest proiect de hotărâre a fost scos de pe ordinea de zi prin faptul că nu avem rezultatul sau acel avis al inspectoratului școlar Vrancea, pentru că nu și-a ținut ședința Consiliului de Administrație. Dar facem. Deci noi suntem obligați ca și primării, proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat, l-am trimis pentru a avea la Consiliul de Administrație în Inspectoratul Școlar. După ce am trimis acel proiect de hotărâre pe care l-ați avut și dumneavoastră la mapă, am mai primit două solicitări de la două școli gimnaziale, vorba de școala numărul 1 Mihail Armencea și școala Angela Gheorghiu, care vin cu rugămintea către Consiliul Local, prin faptul că, foarte sumar voi citi aici, prin faptul că numărul de copii este în descreștere, solicită ca la Colegiul Național Emil Bota să nu se mai facă clasa a 5-a. Deci, probabil, aceea e poziția oficială de gimnaziale, pentru că, într-adevăr, copiii sunt de respectere, dar vreau să vă spun că rolul Consiliului Local este de aprobare rețeaua școlară, iar rugămintea Consiliului Local către Inspectoratul Școlar este ca această propunere de înființarea clasei a 5-a să fie ori 0 clasă, ori o clasă și cu atât. Mai mult asta, dar poziția dumneavoastră vreau să o aud, că putem schimba mesajul către inspectoratul școlar pentru a lua o decizie corectă în ședința care o vor avea. Deci rolul nostru, încă o dată, este de a aproba această rețea școlară exact așa cum a trimis-o școlile. Așa am creat și proiectul de hotărâre. Numai că numărul de clase nu este atributul nostru. Este atributul inspectoratului școlar. Dacă Consiliul Local și Consiliul Local a avut poziții diferite ani anterior, pe care am solicitat un număr maxim de două clase la clasa a 5-a, să înțeleg că acum este alta poziția Consiliului Local, să resfințeze acea ciclu gimnazial la liceu, ceea ce este imposibil, pentru că fiind Colegiul Național, prin lege au dreptul acest lucru. Dar noi vom face un amendament al Consiliului Local prin care spunem că rețeaua să fie la nivelul ăsta, dar fără clasa a 5-a să meargă în lichidare. E o poziție pe care am auzit-o în aceste cereri. Alte poziții și chiar aștept și alte mesaje, ca doamna inginer Borsan fiind de față aici, transmitem pentru o adresă inspectoratul în poziția dumneavoastră. Domnul Dogan. Da, dacă înțelegeți, domnul Dogan, este următoarea. Știm că procesul instructiv educativ se desfășoară în conformitate cu o lege organică, legea educației naționale 1/2011, coroborată cu legea calității educației, legea 75/2005. Ce se întâmplă? În virtutea acestor legi, interesul elevului primează. Și fiindcă interesul elevului primează, fiindcă elevul este beneficiarul serviciilor educaționale, acesta are dreptul să opteze pentru instituția școlară. În altă ordine de idei, coroborez ceea ce am spus în prealabil cu principiul echității educației, fiindcă fiecare elev, mai ales de pe raza ajutului și țin să apreciez eforturile pe care administrația locală le-a făcut pe parcursul timpului pentru a se oferi în municipiu o educație de calitate, și cred că nimeni nu poate conteste lucrul acesta. Într-adevăr, elevii de la toate unitățile școlare au dreptul la o educație de calitate. Ce-i drept? La Colegiul Național Emil Bota, dacă tot am deschis această discuție, sunt clase de gimnaziu. Nimeni nu poate, deci un consiliu local nu are abilitatea să pună sub semnul întrebării o lege cu un caracter organic. Nimeni nu poate să conteste lucrul acesta. Ce se întâmplă în schimb? Suntem o comunitate destul de mică.
și, ar, tot, și tot legea permite, de exemplu, să înființăm consorțiile acelea școlare. Știți foarte bine. Adică să punem accent pe colaborarea instituțiilor școlare din municipiu, astfel încât toți elevii de pe raza orașului să beneficieze de o educație pe măsura așteptărilor lor. A spune că unii au dreptul, alții nu au dreptul, creăm situații tensionate într-o manieră inutilă și cred că nimeni nu are de câștigat. Deci eu nu pledez acum nici pentru Bota, nici pentru celelalte, fiindcă toate unitățile școlare de pe raza acestui oraș au valorile lor, au tradițiile și au punctele tari și punctele slabe. Ideea este importantă, este să găsim modalități de colaborare, astfel încât fiecare să aibă câte ceva de câștigat, deci e maniera lui Raul de a aborda problemele, principiul echității, și cât mai puțin să aibă de pierdut. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dacă mai sunt probleme la diverse, dacă mai sunt. Da, vreau și eu să intervin. Vreau să vă întreb dacă se va ajunge în situația în care o școală din municipiul ajută, o școală generală trebuie să se închidă, practic. Pierde personalitatea juridică. Ce se va întâmpla? Trebuie să ne mutăm cu toții la altă școală? Adică trebuie să mergem spre Bota sau spre... Ce se va întâmpla cu cadrele didactice? Că de primit, colegii noștri de mers acolo să predea, o să turde asta. Nu este adevărat. Ce se întâmplă în momentul în care școala 3, care stă în 300 de elevi, merg sub? Ce se întâmplă în care școala 2, școala 1? Ce se întâmplă? Eu văd rezolvarea foarte simplu. Să vedem cât sunt, cât copii sunt în bazin și dacă rămân într-adevăr de o clasă, nicio problemă. Să se facă și la Colegiul Național Emil Botă. Nu avem nimic cu tânci. Dar dacă nu rămân, vă dați seama să închidem 4 școli de tradiții în ajut, care au foarte mare vechime. Nu știu, e o părere poate greșită, poate... E bun, mulțumesc. Tu, prin principiu, domnul Catar, vrea să... Ce să te voi trebuie să mai privim și în trecut. Mi-au aprobat o rețea și nu mai ținut nimic cu o rețea, au aprobat. Și s-au creat niște dezechilibri. Domnul profesor Dogaru, aici au tot discurs exact de lideri de sindicat care își apără sala de ață. Ca fiecare, da. Dar și noi de-a lungul am avut multe surprize, deci una a votat în Consiliu și alta s-a materializat în hotărârea Consiliului de Administrație a Inspectoratului Școlar. Noi, de fapt, aprobăm rețeaua. Rețeaua. E atributul nostru. Deci nimeni nu ne poate lua acest atribut care ne este conferit din lege. Mai departe, fiecare acționează și conform competențelor pe care legea îi le conferă, i-a decis. Mulțumesc. Deci, exact, subliniez încă o dată. Deci, rolul Consiliului Local este de aprobare rețeaua școlară. Numărul de clase în stabilește inspectoratul școlar. Dacă membrii Consiliului de Administrație, cu directorul de față, sunt, fac o recomandare Consiliului de Administrație inspectoratului ca să dea zero clase la clasa a 5-a la Colegiul Național, e altceva, e o recomandare a Consiliului Local. Dar decizia va inspectorul școlar. Noi aprobăm numai rețeaua școlară, e altceva. Deci, în afară de asta, cum a spus și domnul profesor Dogaru, este opțiunea părintelui. Chiar dacă sunt 100 de dosare închise acolo și inspectoratul hotărăște o singură clasă, au modalitatea de testare acolo și restul se dirigește la celelalte școli. Sau dacă noi, dumneavoastră, hotărâți acum să informăm Consiliul Local că noi vrem ca liceul Emil Botă să aibă clase 0 la clasa 5-a, mergem cu amendamentul ăsta, facem mâine o solicitare inspectoratului, dar dâi și de aici, nu noi. Noi aprobăm numai rețeaua școlară. Ăsta e rolul atributului. Chiar dacă noi spunem să nu să eliminăm școala gimnazială de la, sau ciclul gimnazial de la liceul Emil Botă, ei poate să treacă peste hotărârea Consiliului Local și mai departe pentru baza legislației de educație națională. Deci este foarte clar, foarte clar. Deci dacă aveți ceva de comentat, acum de asta sunt prezenți doi directori care au făcut într-adevăr o solicitare pe răscrie corectă pe faptul că numărul de copii sunt foarte puțini, dumneavoastră veniți cu o propunere către inspectorul școlar, dar numai decizia este în mâna lor. Asta este. Deci dacă hotărâți acum să facem mâine un memor noi, ce facem noi, facem în doamna doamna Bostan, de azi și prezent aici, în care solicitați ca colegii mei Bota să aibă 0 clasă la clasa 5-a sau maxim o clasă, noi facem amendamentul ăsta. Dar acum nu, nu contează. Măcar atât ar trebui, măcar atât ar trebui să solicităm.
Să nu zicem că avem ceva cu acest colegiu național. Să aibă o singură clasă. Măcar dacă se zice, dar să zice că este aproape. Eu aș vrea să vă amintesc, fiind colegiu, legea organică ne permite inclusiv învățământul primar, 1-4. Deci să nu ne trezim anii viitori, că vom fi noi aici, că nu vom mai fi noi, că colegiul Emil Bota face cerere să, dacă are spațiu, să facă cerere inclusiv pentru 1-4. De asta aș veni cu, vin eu cu propunerea, dacă văd că toți cumva să face tacit așa și să discută mai mult la colțuri, nimeni la literia și caracter să o spună deschis. Nu văd normal să îngrădim dreptul unui copil de a se duce la o anumită școală sau părinții să-și îndrumi copilul dacă el consideră că educația este la un anumit nivel la liceu față de celelalte școli generale. Dar dacă într-adevăr liceul Emil Bota vrea să aibă elite și se consideră că nivelul de învățământ este superior, dacă consideră dumneavoastră sau părinții consideră că nivelul este superior de educație în cadrul liceului față de celelalte școli generale, atunci elita se poate face doar printr-o selecție, printr-un examen, printr-un regulament bine definit și vin cu propunerea să fie o singură clasă de a cincea, dacă nu două, dar printr-o fundamentare clară, dacă salvăm celelalte școli. Dacă e loc de două clase, putem face două clase. Dacă sunt copii în bazinul de clasa 5, în momentul de față, dacă sunt în clasa 4, pentru două clase la Emil Bota și rămân și cu clasele la școli generale, vedeți inclusiv pentru două clase. Dacă nu sunt pentru a salva, într-adevăr, catedrele domnilor profesori la școli generale, prefer să fie o singură clasă. Deci vin cu propunerea pentru o singură clasă la Colegiul Emil Bota, dar nici de cum cu desfințarea. La fel, mă scuzați că de aș vrea să, dacă facem această chestie că pe Inspectoratul Școlar de Tean Vrancea, ar trebui foarte bine să informăm că inspectoratul trebuie să țină cont de bazinul de copii și la licee. Deci, eu din statisticile care le știu, s-au aprobat 7 clase la Colegiul Național Emil Bota, 7 clase la noi. Pentru la anul sunt elevi doar de 11 clase. Nu sunt elevi fizic. Deci este o mare greșeală din partea Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, ceea ce s-a întâmplat. Dacă nu sunt, de unde se luăm? S-ar putea să luăm o clasă din județul Bacău, că acești elevi care sunt în apropierea municipiului să mai vină. Și să facem 12 și 12. De 6 și 6, 12. Dar nici într-o casă nu vor fi 14 clase la cele două licee. Că nu avem fizic, nu sunt copii. Dar, domnul director, mă scuzați, dumneavoastră ați cerut un număr de clase. Și dumneavoastră și domnul director, de la Emil Bota, ați cerut un număr de clase. Dacă știați că sunt 12, pentru 12 clase, deci s-au cerut 15. Domnul viceprimar, deci în condițiile în care s-a ajuns la inspectorat astăzi, Colegiul Național Emil Bota a ajuns cu 8 clase. Domnul director de la mine, de la școală, a încercat o discuție cu domnul director să merge pe varianta 6 cu 6, nu s-a putut discuta cu domnul 7 cu 7. Păi așa au hotărât Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, nu noi. Noi am fost chiar echilibrați, am spus 6 cu 6. Nu mai spun că pe partea tehnică trebuie să ai 60% din clasă. Adică, iar și aici un dezechilibru. Adică noi suntem băgați zona Abjudului și cu Focșani, dar nu vine nimeni din Focșani la noi la școală. Sau de la Mărășești. Noi trezim peste 5 ani de zile când să punem un lacăt foarte mare pe o unitate de învățământ din Abjud. Da, deci mai revin ultima chestiune, adică pentru ca și completare sau să vă readuc în atenția dumneavoastră, faptul că noi am trimis acest proiect de hotărâre care l-am expus la Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar. Cu rețeaua școlară, exact cum au trimis-o, cum au trimis-o toate școlile. Dar cum au cerut-o, sigur. Dacă aveți alt punct de vedere, față de proiectul care l-ați citit, l-ați avut la mapă, aveți alt punct de vedere pentru a putea transmite mine Consiliul Local, Inspectoratul Școlar, pentru că, încă o dată, Consiliul Local are ca atribut aprobarea rețelei școlare, iar planul de școlarizare este atributul Inspectoratului Școlar prin Consiliul de Administrație. Dacă aveți altă poziție acum, față de proiectul de hotărâre inițiat, ne-l spuneți, îl hotărâm, îl spune la vot, iar doamna Inginieră Bostan în fața aici, va transmite mâine Inspectoratul Școlar, poziția clară a noastră, vis-a-vis de rețeaua școlară care o aveam la ordinea de zi și pe care am scos-o prin faptul că l-am avut la vizul Inspectoratului. Deci, încă o dată, rețeaua e problema dumnealor,
rețeaua economică noastră, planul de școlarizare nu mai este pe școală care nu este a noastră. Deci ei poate să treacă peste noi. Chiar dacă noi spunem acum să facem reformă, de conform legii educației naționale, ei vor trece peste noi și nu am niciun fel de problemă. Da, dar aici trebuie și o înțelegere din director, domnule, hai să înțeleg cu ceilalți, că atunci nu rămână fără plătite, că sunt mărți făcute acolo. Eu chiar propun, dacă se poate, legii cu o clasă e suficientă. Eu chiar propun Consiliul Local, dacă se poate, ca toți domnii directori de la unitățile de învățământ din Amșur, când se face acest plan, și această rețea școlară să fie prezentă aici în sală. Sau dacă tot facem o ședință... Am avut toți. Am de la rând ședințe cu toți directorii. Trebuie să-i obligăm să vină. Ne-am înțeles aici, în această sală, în anumită manieră, de aici libru, cum au fost care ce-au avut. Inclusiv i-am rugat că plecată de la o pală la alta, se comunice de dacă să nu descoperi de pală de favoarea. Una am discutat aici la autoritate. Deci, păi da, dar totuși când vin să ceară ceva de la Consiliul Local, e foarte simplu, nu? Păi așa, cred că o să mergem la nesfârșit cu discuțiile. Propunerea mea este să supunem la vot. Deci până la urmă avem trei variante, zic eu. Școală, număr de clase 0 la... asta e cu Emil Bota, la Emil Bota. 0 clase la Emil Bota din clasa 5-a, o clasă din clasa 5-a sau două clase din clasa 5-a. Că restul n-are, nici nu putem gândi la... Să supunem la vot, domnii consilieri să voteze și... Doamna Bostan, în consecință, să facă... Deci asta e o rugăminte a Consiliului Local, pentru că nu i-a trecut numărul. La cel puțin vedem poziția Consiliului Local astăzi. Dar spune-i la vot, vă rog frumos, cine este de acord cu 0 clasă la clasa 5 la colegiul naturalului din Bota? Un vot. Și cine se abține? Două voturi, da? Abține? Și împotrivă, nu în Marcela. Și împotrivă? Nu. Deci, stați un pic. S-a votat cine e împotrivă, așa. Este de acord ca la colegiul național din Bota să fie 0 clase de-a 5-a. 0 clase. Este prima clasă, 0 clase. Nici o clasă. Cine este de acord cu varianta în mod bun? 0 clase. La liceu 1, 2 voturi. Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci restul de 16 se abțin. Varianta numărul 2. Deci notați un nou votul pentru. Varianta o singură clasă de a 5 la colegiul național din Bota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este clar, nu mai numărăm. Deci poziția clară a Consiliului Local, doamna Bostan, vă rog să faceți adresă cu Consiliul Local. Rugămintea Consiliului Local să țină cont. Și de bazinul de copii. Forma care a fost transmisă al Consiliului Local și atașăm o informare referitoare la numărul de clase de clasa a 5-a pe care îl solicită Consiliul Local. Dar nu e de competența Consiliului Local. Deci e propunere care e pentru planul de școlarizare. Dacă aveți ceva de spus, vă rog să vă spun la cuvânt. La nivel și-aș vrea să vă anunț că Sece Vrancart ne-a ajutat cu o sumă de azi 200 poate la rectificare bugetară pentru acea persoană care a fost și campania pe Facebook bolnavă, elevă de la liceul Gheorghe Balci, la colegi Gheorghe Balci, Oonea Georgiana, cu o sumă, și mâine le se dau pachetele pentru toți elevii, inclusiv de la grădiniță, împreună cu primăria. Deci clasa 0 și 1, 4, 5, 8 ne ajută Sece Vrancart ESA, împreună cu primăria Jut, să le dăm câte un cadou fiecărui elev din Jut. Vreau să știți și dumneavoastră. Deci la clasa, de la grădiniță, clasa 0 și clasa 1-4, sunt 1120 de copii, plus 40 de copii la centru clasă. Deci pachete, în număr de 1160 de pachete, mulțumim producerii Brancari care au fost alături de noi prin lucrarea municipiului acolo care a susținut această campanie. Vreau să mă informez atât, pe data lui Dumnezeu avem nevoie de coloană fiind ziua Revoluției, o să primiți în timpul timp și în ora de prezentare la momentul revoluționar de la Jut.
Nu cred că este ultima ședință, de asta nu știu cum spun sărbători fericite, ne vedeam sigur într-o ședință ordinară de sănătate, mai sunt rectificări de făcut, pentru că este o ultimă lună anului și probabil avem și alte probleme de discutat. Dar mai sunt alte chestiuni la ordine de zi. Domnul Catan. Eu v-aș ruga, domnule primar, totuși să adresăm o scrisoare de mulțumire societății Gran Carpi Sar. Cuvintele trec, mâinile uităm, dar o scrisoare pe care s-o adresăm conducerea Gran Carpi anul ăsta a sprijinit toate proiectele de ajut, indiferent că au fost culturale, sportive sau de altă natură. Deci este o societate deschisă și care este alături de ceea ce solicităm noi în calitate de consilier local și domnul primar în calitate de reprezentant al organizației. Dar completez, Gran Carpi, deci pe lângă faptul că a sprijinit pentru acea asfaltare care se va finaliza în luna martie, în valoare de 100.000 de euro, susțin tot prin intermediul domnului viceprimar care a fost permanent pe capul dumneavoastră acolo, achiziționat un colonoscop la secția de chirurgie în valoare de 40.000 de euro plus TVA. Pe lângă societatea Brancati, societatea Somaco, care au niște instituții 5.000 de lei, 5.000 de euro, pardon, și mai este o persoană fizică, deocamdată n-au virat banii, deci probabil prin cele două societăți și o persoană fizică reușim să achiziționăm un colonoscop pentru a putea opera și aici în parametri normal. Deci o valoare destul de mare de 40.000 de euro plus TVA. Avem medic pentru o Da. Da, deci unul pe mare. Păi, dar medicul a cerut și el s-a dus pe cu aparatul. Ia-l acest aparat. Da, deci ordinea de zi fiind epuizată, doar închise, nu știu, fiețile astea.